Ai pornit în 2018 plin de încredere în promisiunile guvernamentale și bancare prin programul Prima Casă, un credit de 200.000 de lei cu o rată inițială de 991,68 de lei și ai ajuns după 4 ani la o rată lunară de 1765,55 de lei. Iar ce urmează nu sună deloc bine. Și asta doar din cauza roborului. Și mai sunt doar 26 de ani până la închiderea creditului. Acum, degeaba trimiți invective către guvernator. Știai de mult regula pieței. Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Sau nu? Asumă-ți și învață!